Bună seara și bine ați venit la propunerea cu exerciții de matematică. Așa, dar Dania, iată ne porim și la clasa a patra, după ce am făcut clasa a cincea, porim clasa a patra, la ora aceea la care noi ne-am obișnuit. Și... Și spunem așa, clasa a patra, dacă vreți să puneți un profesor. Da. Tema pentru acasă. Un prieten sau o prietenă de-a noastră, nu știu de unde, a lăsat un mesaj. Un mesaj cu o problemuță acolo, care spune, vă rog frumos, ajutați-mă să o pot rezolva. Da. Și acum eu zic că e frumos și corect să o ajutăm. Sunt așa, 340 de kilograme de ceapă. Deci 340 kilograme de ceapă. Sunt împărțite în 8 lăzi, astfel. 8 lăzi. În felul următor. Da. Deci, astfel. În primele 5 părți egale. Deci, în 5 lăzi, cantități egale. Da. Cantități egale. În cea de-a șasea ladă, în a șasea, cât în a cincea, plus 34. În a șasea ladă, exact cât în a cincea, în a cincea, plus 34 de kilograme. Cât în lada numărul 5 plus 34 kg. În cea de-a șaptea, în a șaptea ladă, cât în lada 6 mai puțin cu 4, cât în lada 6 mai puțin 6 cu 4, minus 4 kg. Iar în a opta, dublu celui de-a șaptea. În a opta, cantitatea dublă din a șaptea. Numărul 8 egal cu de două ori cantitatea din lada 7. 7. Aflați câte kilograme sunt în fiecare ladă. Păi, este destul de ușoară, dar putem să luăm prin segmente. Așa, la segmente, da. Deci, să le spunem pe cele 5 lăzi nu reprezentate în mod egal. Așa. 3, 4, 5. În lada a șasea. În lada a șasea. Deci avem un segment 1, plus 34. 3, 4, 5. Lada a șasea, avem cât în segment? În segment, plus 34. Așa, plus 34. Da? În a șaptea. În lada a șaptea. Avem cât în a șasea, minus 4. Exact. Adică un segment cu încă 30, practic. Încă 30, foarte bine ai văzut. Încă 30 kg. Și pe a opta, nu mai vreau să scriem, putem să o lăsăm. A șaptea. Iar pe a opta? Ma putem să scriem, de ce? Da, putem, dar o să fie. E dublu cele de-a șaptea. Da. Iar a opta este dublu cele de-a șaptea. Deci nu punem răgare. Da. Ca să adică vadă... două segmente. Adică și 60. Asta, așa punem, e a șaptea. Și încă o dată, și bucățica asta la altă. Da, asta de 30, 30, da? Adică eu am măsurat segmentele egale, să se vadă foarte bine. E chiar foarte ușoară. Da? Chiar foarte ușoară. Din timpul în care am făcut reprezentarea asta, și este la îndemână. Facem 340 așa. Minus paranteză rotundă 34. Deci facem cel mai întâi. Scădem surplusul. Dăm surplusul deoparte. Deci vom avea 340 minus 34 și minus 34 și minus de 3 ori 30. 340 minus 124. 340 minus 124.
216. Și acum 216 îl împărțim la 9, pentru că sunt 9 segmente egale rămase. Așa este. 216 la 9, spui tu, că a 8-a ladă, sunt 9 segmente. Și ne va da 21 mai întâi 2 ori, 18. Și dacă scădem, ne dă 3. 36. Și ne dă 24 la fiecare segment. Și înseamnă că 4. Prima zi, a doua, a treia. Nu prima zi, prima ladă 24. Sunt 24. Prima ladă. Deci în cele 5 lăzi, câte 24 kg, în primele 5 lăzi, da? Da. În a 6-a lată. În a 6-a lată 24 plus 34, care ne dă 58 kg. În a 7-a sunt 54. 54. Pentru că scădem. Scădem. Da. Și la 8-a de 2 ori câte a 7-a. Nu așa zici că de 2 ori? 432. De ce 432? Ei. Pentru că facem 54 ori 2. 2. Ah, da, ori 2. 54 ori 2. Da? 54, 108 kg. Și gata problema. Sper că cel care a lăsat problema să ne lasă un mesaj în care se spune, ce mă bucur că am văzut problema. N-a fost deloc grea, dar ea ți-aș făcut-o, dragule? Sau, drăguță? Deci s-a făcut-o pentru că ea a apelat repede la metoda reprezentării, nu? Figurative. Metoda figurativă este asta. Da. În final. Deci am văzut repede cum trebuie făcută. N-a fost deloc dificilă. Primele 5 cantități egale. Aceea cu plus atâta, cealaltă cu mai puțin, deci vedem numai cu 30 de kilograme. Era mai greu dacă făceai a 6-a minus 4, așa de complicat, dar dacă deja faci rezultatele, e mai ușor. Da, dar de, dacă... Nu ne complicăm. Deodată ai văzut că, de fapt, plusul este cu 30 sau plusul de acolo. Da, deci destul de simplu se problema. Nu-i nimic. Da. Când mai ai probleme, mai lasă-ne sau încă ceva, dacă ai descoperit să intri pe ProfOnline TV, înseamnă că la momentul acesta ai și văzut rezolvarea, nu? Noi nu avem unde să o facem decât într-un filmuleț și ce bine ar fi fost să vezi chiar în direct acum rezolvarea acestea. Dar probabil că nu știe să urmească profund mai TV. Păi, odată ce dă, eu cred că știe. Nu, ea a scris un comentariu, dar n-am văzut acolo unde anume poate să o vadă în direct. Ea așteaptă să o vadă undeva într-o rezolvare, bănesc. Să sperăm că va descoperi și pe profund mai TV. Știe să intre pe ProfOnline, doar că a scris. Păi da, asta mă gândesc. Dar pe ProfOnline TV nu știu dacă știe. Să vedem. Bine, alții care ne urmăresc și au câte o problemă care le e dificil de rezolvat, să ne poată prezenta. Noi am făcut-o și în direct uneori. Păi. Și putem să ne ocupăm de problema lor. Așa, dar... Așa, da. Da, să spunem că prietenilor noștri, că data trecută, ieri adică, am făcut... Am avut ca temă să facem mai multe exerciții. 5 împărțiri. Eu am două probleme, dacă nu. Da. Și mă duc repede la... Împărțirile le facem în continuare. Dacă ne-am dat drumul la mână, înseamnă că putem face... Nu o să pierdem timpul. Dar ea și-a făcut tema, ea, dragilor. Deci a fost niște împărțiri cu numere destul de mari. Nu așa, Daria? Da, 5 împărțiri cu numere mari. Mari, așa. Unde am verificat, am și cerut proba. Da, s-a făcut. Da, da. Așa, dar dragilor, dacă suntem sobri și suntem exigenți cu noi aici, avem și succes. Poftim, Mihaela, te rog să gândim o problemă. Aflați numărul care are cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. Deci, vă spun o dată. Aflați numărul. Din câte cifre? Aflați numărul, cred că din 3. Care are cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor, iar cifra unităților, jumătate din cifra zecilor. Suma celor 3 cifre este 18. Suma celor 3 cifre, deci la număr de 3 cifre. Da. Deci, să găsim numărul ABC. Să găsim numărul ABC.
RB este care egal... are cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. Deci BU este cu 2 mai mare decât cifra sutelor. Adică cum scriem asta, dar? Cum traducem chestia asta, da? B egal 2 plus A. Egal cu 2 plus A. Corect. Corect. Deci adaug de resul că B egal cu 2 plus A. Și apoi le spune că... Iar cifra unităților, adică C-ul, este jumătate din cifra zecilor. C va fi egal cu B împărțit la... Corect. C egal cu B împărțit la 2 sau altfel tradus? Sau... Asta. Se traduce așa. Dacă C-ul e jumătate din B, înseamnă de două ori C-ul face cât B. Da. Păi facem, dacă facem prin segmentul să ne fie mai. Bine, dar vreau să zic că, cum da. Anume, surprindem împărțirea, C-ul e jumătatea lui B sau, altfel spus, B-ul este de două ori C. Da. Deci B egal cu de două ori C. Și mai avem altceva? Și suma celor trei cifre este 18. A plus B plus C egal cu 18. Da. Acestea sunt informațiile pe care le avem. Putem să rezolvăm prin segmente. Foarte ușor și simplu. Așa. Deci tu, pe care să luăm pe cea mai mică? Cea mai mică? Eu cred că cifra 10-lor ar fi cea mai mică. Cifra 10-lor, da? Ba nu, stați. Nu, a sutelor e cea mai mică. Pentru că nu ne spune că cifra 10-lor este de două ori. Este 2 plus cifra sutelor. Am înțeles asta. Mai urmărim mai departe. Și că cifra unităților este cifra zecilor împărțit la 2. Jumătate din cifra zecilor. Deci care e cea mai mică? Păi înseamnă că cea mai mică e a unităților. Așa. Deci după o analiză atentă ne dăm seama că cifra unităților este cea mai mică. Da, e cea mai mică. Și atunci o să spunem, printr-un segment vom reprezenta pe C. Da? Apoi B-ul va fi reprezentat... B-ul vom reprezenta prin două segmente. Așa, prin două segmente. Și... Asta este B-ul. Deci C-ul, B-ul. Și A-ul va fi reprezentat prin două segmente ale lui B. Așa, din B. În fapt, două segmente ale lui B minus 2. Minus 2. Deci, cât B-ul, practic cât B-ul, dar din care scădem un 2, un segment micuț. Da? Scădem un 2. Și atunci, facem 18... Asta cine 2. Este? Cine A. Este? A-ul. A. Face segmentul ăla. Da. Deci eu aș zice că e vorba de segmentul acesta. Și cam și cum aș fi mușcat câte unul de aici și unul din partea cealaltă. Păi așa asta e mai ușoară dacă e așa. Da, o facem și mai ușoară acum, da? Da, și mai ușoară. Păi facem 18 minus 2. Deci din toată suma scădem pe 2. Da, 18 minus 2 care ne dă 16. Și 16 împărțit la 4 care ne dă 4. 16 împărțit la? Împărțit la 4, că avem 4 segmente egale rămase. Așa oare? Da. Mai avem 4 segmente. Și atunci... Păi de ce sunt 4 segmente? Eu văd 5. Vezi 4? Că... De ce zici tu 4? Hai să văd. La care te referi când ai zis 4? Nu, cred că nu l-am văzut pe... Nu l-am văzut pe 5. Da, nu l-am văzut pe acela cu 1. Că eu am... Deci tu, acum, povestea e frumoasă. Dacă suntem atenți, tu ai scăzut repede numai pe cine ai scăzut? Pe 2, nu? Da. Din toată suma. Și oare scăzând pe 2 ți-au rămas... Așa cum spui tu... Segmente egale? Segmente egale? Toate egale? Păi da. Păi nu. Cu tot cu aia doi erau egale. Asta e. Asta e fantastic.
Deci ne adăugăm pe cei al doi, care lipsește și de aici și de aici. Și ca facem să faci 20 împărțirea. Păi, fantul, e nemaipomenit. Aici este chestia de finețe. Dar mă gândeam că dacă le adăugăm, nu e bine, practic. Da, nu uite-te, când i-am ciupit aici și am ciupit și din partea asta, trebuie să ciup din partea, din toate, uite așa, dacă vrei să le fac egale. Corect. Deci poți să mergi pe varianta care mi-ai spus-o tu, dar nu să scad numai pe 1 și 1 de o parte, 2, ci să scad 5. Corect. Da. La fiecare segment să scad câte 1 și să mă ajung la alea micuțe, fără 1. Corect. Și atunci dacă din 18 plus 2 și le dă 20, facem 20 împărțit la 5. Deci 18 plus 2 face 20 împărțit la 5, egal cu? 4. Deci merge pe varianta aceea de a aduga pe cele 4. Și atunci cifra sutelor va fi egală cu... Cu cât este, bă? 10. Păi dacă îi fac fiecare segment... 2 de 4 plus... Păi mai are plus? Ia uite pe segmente. Uite pe figura care a făcut. Nu. 6. Corect. Deci cifra sutelor la... Egal cu 6. Deci au este cât? 6. B-ul cât e? B-ul e 8. Corect. Și ce-ul e 4? 4. Corect. Și este îndeplinit condiția SR-ului? Suma e 18. Suma e 18. Da, 6 și cu 8. Sau 6 și cu 4, 10 și cu 8. 10 și cu 8, 18, poate. Da. Apoi, C-ul este jumătatea lui B? Da. Cifra 10 lor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. Cifra 10 lor cu 2 mai mare decât cifra sutelor este? Corect. Da. Deci toate condițiile sunt îndeplinite. Îndeplinite, asta este mult. Cu ce plecăm la problema asta, mai Daria? Hai să vedem așa. Cu ce chestiune de finețe? Eu m-am gândit că putem să punem acolo plus 2, pentru că nouă ne spunea că era minus. Că dacă faceam minus... Dacă n-am face-o prin segmente, dăm probleme. Asta e. Asta vreau să spun, Daria. Deci în condițiile în care n-am apelat la metoda figurativă... Eu vreau să apelez. Nu, dar hai să vedem cum se mai poate face. Da. Ea spune foarte clar că... S-a sprijinit pe metoda figurativă și iată, și cu toate astea am și greșit. Păi asta-i. Da? Am greșit, apoi ne-am dat seama. Bun, când am insistat noi. Am insistat împreună de vorba. Și eu nu degeaba ți-am mușcat aici. Când am zis, iau și din ăsta și din ăsta, ca să-ți atragă atenția că tot segmentul acesta a fost unul mai puțin și fost un segment cu mai puțin și toate au fost afectate. Dacă vrei să iei ca unitate de măsură ăsta mai mic, mai puțin, trebuia să spui, mai scad nu numai pe 2, ci scad încă 5. Da? Deci încă 3. Încă 3. Încă 3 scadem. Și atunci din 18, încă 3 scăzut. Erau 15. Împărțeam la 5 segmente câte 3, plus 1 la fiecare după aceea. Și mă duc. Dar tot acolo mă duc. Da, vedeți că se poate greși. Vedeți? Și ea a greșit și în situația ei care a dat-o. Da. Mergem pe un șablon de gândire. Zice cu 2 mai puțin, scădem de acolo și sunt egale. Dar egale sunt cele care... Dacă le adăugăm... Da? Da. Dar cum vezi? Te verifici? Prin altă metodă eu aș vrea ca să te verifici dacă tu un răspuns îl dai bun sau nu cu metoda. Deci, dar știi că îl dai bun. Ei, 9, 18 condiții. Uite, hai să-ți arate domn profesor că se mai poate face și altă. Hai să ne mai gândim la altă idee. Metoda figurativă ne-a dat rezultat foarte bun. Știm că trebuie să facem și prin metoda... Să locuim acolo, din acolo. Figurativă, adică să o facem așa cu... fără desen. Să o facem strict, dar e mai așa cu desen ca desenul în față. Vezi? Dacă vreți să ne lungim, facem și așa. Ba nu ne lungim deloc. Uite așa. Hai să zicem așa. M-aș lua pe varianta asta. Păi tot la fel. B și C. Ce posibilități? B-ul poate să fie, atenție, ce poate să fie B-ul ca cifră? Până la 9. Aha. Da? B-ul poate să fie așa la 9. Dar ce-ul trebuie să fie jumătate? Ori jumătatea lui 9 nu există. De.
atunci le iau pe B egal cu 8 și jumătatea C-ului 4, da. Am un echipaj 84, da? Așa, atunci vedem și despre cel din față, cifra sutelor, e mai mică cu 12. Atunci pun 6. Da. Și este o situație. Asta dacă îmi dă sau nu 18, și controlez. Și vedem. Mergem la 6. Dacă mergem la 6, acolo e 4. Nu e 6, 3. Și ar fi 463. Da. 4%. Da. Și nu merge. Deja și nu merge, gata. Și atunci îți dai seama că ai... Ai rămas aici. Deci este și modul ăsta de a fi reacționat destul rapid. Da, mult mai rapid decât desenul. Mult mai rapid este aici, nu? Și să înlocuiești mai merge. Cum adică? Uite așa. Cu înlocuitul. Da, uite așa. Uite, de... în loc de A, laștea, în loc poate. De B, pui 2 plus A. Se poate, dar nu știu, e mai... Nu, cred că raționamentul făcut ăsta cel mai rapid a fost... Parcă te amințești când spui așa. Dar credeți că te obișnuiești, iubita mea. Deci, faptul că A plus B plus C fac 18, era și varianta, în loc de, în loc de cine, de B să spunem 2 plus A, și în loc de C să spunem B pe 2, sau invers să luăm, cer să lăsăm, lăsăm pe C de bază, B-ul în loc de B punem 2C, corect. Și în loc de A, punem B minus 2. Corect. Și este... Și imediat este. Da, eu aș vrea să nu dai cu B cu fugiții, pentru că e o situație în care sigur te... Deci în momentul în care am reușit să scriem relațiile acestea, am tradus problema prin relații matematice, urmează să le valorificăm pe acestea. Corect. Da? Să le valorificăm. Tu te-ai dus pe segmente și din toată discuția asta noastră desprindem ce? Că mai multe posibilități avem de lucru. Unele chiar și mai ușoare. Da? Și una, varianta cea mai ușoară, am văzut-o prin asta, testarea, că B-ul trebuie să fie 8, 6, 4, da? Nu prea mult, numai 8-ul probează, din cauza că vorbim de C-ul care e jumătatea de B. Deci B-ul trebuie să fie multiplu de 2. Și atunci asta a fost cea mai rapidă. Cu segmente, dar atenție, te poți păcăli. Daria, nu există puțin. Am adus că există. Ori e greșit, ori e bine. Da sau ba? Corect. Nu am greșit puțin acolo. Te merge ce alt rezultat ai fi obținut. Corect. Da? Și atunci avem grijă. Și asta deci, cu înlocuirea, care mi se pare fantastică. Și ar vrea să fie deschisă. Ia uite-te. Păi atunci Daria, facem așa. Hai să facem. Să lucrăm facem cu varianta asta. 2, facem A plus 2 plus A plus B împărțit la 2 egal cu 18. Și putem să facem 18. Dar B împărțit la 2, B e 2 plus A. 2 plus A împărțit la 2. Vorbesc de ce, mamă? Că ce bine, dacă vrei la ce, pe ce eu aș lăsa, Daria? Deci, locuiesc mai pe B și pe A. Corect. Ce e B împărțit la 2? Ia. Deci, că e cel mai mic. Uite, că așa acolo m-am gândit. Păi da. Și atunci, în loc de pe ce las în relația asta, deci noi avem așa, A plus B plus C este egal cu 18, Daria. Pe ce lăsăm așa? Facem pe toate în funcție de ce vrea să zică domnul. Asta vreau să spun. Da? Exprimăm pe toate, pe A și pe B, în funcție de ce. C-ul rămâne de bază. Da. Și atunci cum facem? Uite asta, pe loc de B. B-ul cât spune? B împărțit la 2. B-ul este 2C. Ia uite, voi ați scris. B egal cu 2C. Da, 2C. Și atunci în loc de B aici o să pun 2 la C. 2C. Gata, l-am și pe B în funcție de ce. A-ul. Ia să vedem A. Și A-ul cât e? 2C plus A. Nu, ia uite. A de acolo. Ia scoate-l pe A de acolo. Da. Din B egal cu 2 plus A. Cât e A? Dacă B egal cu 2... Ea zice de repede, da. Dacă B-ul e 2C, atunci A-ul este 2C minus 2. Minus 2. Da, minus. A, e foarte important, mama. Deci A-ul este egal cu 2C minus 2. 2C minus 2. Și cu A-ul... Și C-ul da. Și C-ul rămâne acolo. Hai să luăm facem 2C. 2C minus 2. 2C minus 2, plus adică este 2. A-ul. A-ul, n-am pus acum. Plus 2C. Plus 2C. Plus C. B-ul. Corect. Egal cu 18. Corect. Ca să facem imediat. Și C ori 2. 2C și cu 2C și cu un C. 5C.
5 segmentele. Exact. Iată, mai. Noi facem 5 segmente. 5 da. Ce? Da. Egal cu? 5 egal cu 18 plus 2. Adică 20. Iată de ce trebuie să adunăm pe 2. 12 de 20. Iată ce am adunat 18 și am adunat pe 2. Împărțirea 5. Și același lucru, practic. Deci 5 am făcut prin segmente. Corect. Ce am făcut prin segmente, în calculul matematic, iese foarte clar. N-ați fi greșit. N-am fi greșit. În calculul matematic. Într-o relație. N-ai fi greșit. Vă puneai plus 2 și nu minus 2. În calculul matematic. Și atunci ne mergeam foarte bine. Deci din ce egal cu 20 împărțit la 5, și egal cu 4. Și totul merge perfect. Deci pare mult mai sigur așa, foarte clar și pe varianta asta, corect. Foarte clar pe varianta asta că cifre sunt și faptul că e 8, faptul că e par, mă duce la 8, 6, 4, 8-ul merge și totul curge. Corect, 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 corect. Da. Deci iată că metoda figurativă aici era destul de, cum să spun, sensibilă. Dacă nu analizai cu atenție, riscul mare să greșești. Corect. Dacă îi se împărțea exact, ea așa îl lăsa. Împărțit la 4, bine, ea a și găsit. Ați văzut 18 minus 2, împărțit la 4. Da, da, da. Nu mai văzut că 5. Da, da, da. Dădea, punea 4, nu știu ce mai făcea acolo. Da, și punea 4 și gata. 4 se nimerea pe segment. Da. Deci tu nu împărțeai la 5 și împărțeai la 4 și spre fericirea ta dădeai rezultat. Și atenție, și te băteai cu oricine spunând că am făcut corect. Eu care o corectam ca profesor, văzând că ai zis 18 împărțit, 18 minus 2 fac 16, împărțit la 4, ne-a avut nicio logică în tot raționamentul tău, că 5 acolo. Corect. Că stăia și stăia în nota 2. Nu dădea nimic aici. 2. Da? De ce? Pentru că nimic nu se mână. Matematica nu e ghiceală, nu e vrăjitorie. Da, 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 nu e la altă. Că s-au pozit niște numeri pe care le-ai dat tu, care nu au nicio legătură. Da, nu au nicio legătură cu ce am discutat, dar are nicio relevanță. Nu, nimic, am o problemă frumoasă. Mai am. Ia să vedem. Foarte, foarte frumoasă pe problema asta. Uite, la problema asta am învățat niște lucruri. Am învățat că te poți opri la mai multe variante, iar dacă îți rămâne timp, ce bine ar fi să poți face și o altă variantă, dacă îți vine în minte. Știi de ce? Pentru că cu ocazia asta constați dacă nu cumva ai greșit. Corect. Da? Tu te-ai dus foarte repede pe metoda asta figurativă, că îți place ție foarte tare, că vrei să te ajuți și de ce? De partea vizuală. Ăsta e motivul. Da? Da. Dar iată că... mai ușor. Deci un număr se mărește de 7 ori. A plus 7. A ori 7. Deci un număr se mărește de 7 ori. A ori 7. Deci, apoi. A. Puncte, puncte. 7 ori. A. Deci un număr se mărește de 7 ori. Apoi se micșorează cu 20. Același număr. Da. Vorbim de o altă etapă. Așa faceți, domn profesor. Deci un număr se mărește de 7 ori, apoi se micșorează cu 20. Apoi se micșorează, după ce, aici e nuanță la care trebuie să fii foarte atenți. Ce vrea să zică oare autor? Un număr se mărește? Eu vreau să înțeleg problema. Eu cam vreau să-mi pun niște date. Tu ai scris mai a ori 7, nu? Cum da? Ce ai scris tu? Spune-mi tu. Zi. Am scris a ori 7 minus 20. A ori 7 minus 20, bun. A ori 7, merg și eu. A ori 7 minus 20. Continuăm. Vă mai citesc o dată. Un număr se mărește de 7 ori, apoi se micșorează cu 20. Se obține cel mai mare număr impar de două cifre. Impar de două cifre nu spune diferite, nu? Atât nouă spune. Și 9. Așa numărul. Și facem A deci ori 7 cu... este egal cu 99 plus 20. A ori 7 este egal cu... 119 A este egal cu 119 împărțit la 7 și A va fi egal cu într-o dată 49 A va fi egal cu 17 A ori 7 va fi egal cu 119 împărțit la 7 A egal cu 119 împărțit la 7 și egal cu? A egal cu 17 17
Ia să vedem dacă facem proba. Păi, facem 17 împărțit la 7. Ori 7, mă scuzați. Da. Ori 7, minus 20. Și 7 ori 7, 49. 7 ori 7, plus 4, 11, 119. Minus 20. Care va fi egal cu 99. Așa. Ce a vrut să vadă autorul prin compunerea acestei probleme? Ce crezi că a vrut să vadă dacă așezam calculul bine, corect. Deci dacă înțelegem, să punem conținutul problemei într-o relație, da? Să construim o relație. E de olimpiadă de clasa 4. Bănesc. Deci, în afară de faptul că a vrut să vadă dacă... Este olimpiad pentru clasa 4? Da. Mă duci? Am să mai rețin aici și faptul că... A vrut să vadă ce înseamnă cel mai mare număr cu cifre impare. Dar dacă din două cifre. Că, dacă nu spune că este diferit așa, nu e omule cel mai mare număr. Cu cifre. Dacă cu spunea cifre. Că e diferit, spuneam și noi 97. Cel mai mare ar fost 97, da. Da. Dacă deci nu mi-a spus asta, m-am dus la 99. Corect. Fii sănătos. Bine. Altă problemă. Altă problemă. Într-o cutie sunt bile albe, negre și roșii. Mă spus și roșii. A, B, negre, B, plus și roșii. Roșii. N-avem numărul lor. Dacă numărul bilelor albe este cu 8 mai mare decât numărul bilelor negre, A egal cu B ori O. Am zis cu negru, cu negre. Negre. Facem cu N și cu R, că da. Sunt albe, negre și roșii. Așa. Dacă numărul bilelor albe este cu 8 mai mare decât numărul bilelor negre. Cu 8. Da. Deci este N la mine B plus 8. Deci A egal cu plus 8, da. N plus 8, spunem. Și bilele roșii sunt de 2 ori mai multe decât cele albe. N egal cu 2A. Da. Aflați. Aflam. Din câte mișcări voi scoate, cu siguranță, cel puțin, o bilă roșie. Am două bile. Nu. Numărul bilelor negre este 27. Numărul total al bilelor. Nu, al bilelor negre. Da. A, bine, acum e șarit. Numărul bilelor negre este 27. Dacă negrele... Da. Negre egal cu 27. Atunci acele albe sunt 27 cu plus 8. Câte bile trebuie să scoatem pentru a scoate cel puțin, a fi sigur că scoatem cel puțin o bilă roșie. Așa, acum să epuizăm. Păi facem 27 plus 8, ca să le aflăm bile albe. Deci albele înseamnă 27 plus 8. Și ele albe sunt 35. 35 înseamnă, da. Roșii. Și cele roșii avem 35 ori 2. 35 ori 2, da? 35 ori 2. 70. Bun. Și acum, ca să fim siguri că scoatem una roșie. De câte ori trebuie să băgăm mâna în cutie ca să fim siguri? Sigur să dacă fim că băgăm mâna... Cel puțin, da, câte una scoatem. A, câte una. Negrile sunt 27, da? Da. Vă iubesc, domnul profesor. Știți ce ușoară e asta? Păi da. Vă spun. Așa, frumușel, eu. Ia. Deci, stați două secunde să fac aici. Albe sunt 35, nu? Nu spune nimic. Dar doar mă uit pe tablă. Albe sunt 35. Trebuie să scoatem 63, domn profesor. Pentru că le epuizăm pe acelea negre și pe acelea albe. Și pentru că acele negre și acele albe fac 62 împreună. Și dacă scoatem 63, una normal că scoatem roșie. Corect. Deci le scoatem pe toate albe, da, zice ea. Da. Pe toate negre și nu așa de ghinion roșie. Da, păi așa trebuie să gândim. Deci maxim. Deci, da. Că ne-a spus care este numărul maxim pe care îl putem scoate ca să fim siguri că avem maxim. Și o bilă roșie. Roșie. Da. 63. Care ar fi numărul bilor scoase pentru a fi sigur ca să scoatem Una neagră, hai să zicem. Ok. 98. Nu.
Eu zic 106. Dar de ce zici? Păi albe sunt 35, roșii 70. Albe sunt 35... 35 și 70. Da, 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 106. Gata. Deci 106, da? Am prins și eu. Și ca să fie sigur că scoate o bilalbă? 98. 98. Hai să vedem care este numărul de încercări minim de încercări pentru a fi sigur că scoate mobilă albă și una și una roșie. Pe cum să le scoatem? Câte două? Nu, nu. Deci, să fim siguri că scoatem una albă și una roșie. Adică, în numărul bilelor cel pe care puțin. Le scoatem, să fie cel puțin una albă și una, roșie. Câte să scot? Una albă și una roșie? Da. Cel puțin una albă și una roșie. Tot 63. Tot 63, corect. Pentru asta. Că le-am scos acolo, le imaginăm că le-am scos pe toate ele negre. Da. Le scoatem pe toate le scoatem acelea pe toate cele negre. Apoi scoatem una roșie. Le scoatem pe toate acelea roșii. Sau putem să spunem invers. Sau că le scoatem pe toate cele albe. Da. Și apoi nu. Hai, stai să vezi că aici și e așa, apoi mai scoatem una, care normal că va fi poate. Să vezi. Deci tu ai spus așa. Le scoate pe cele ghinion. Ghinion. Da. Toate 27 negre. Da. Nu ai ce faci. De acum scoți. A, ba nu, dumneavoastră ați spus că acelea albe. Și albă și roșie. Măcar una albă și una roșie. Ca da, să una sigur. Albă și una roșie. Da. Nu, apoi una neagră ce? Și una roșie ați spus. Una neagră și una roșie. Albă și roșie. Albă și roșie. Albă și roșie. Neagră și roșie. Gata, nu contează. Albă și roșie. Să vedem cum raționăm. Deci care este numărul minim de extrage, de bile extrase, ca să fim siguri că avem una albă și una roșie. Păi, și ne băgăm ghinioniști, le scoatem pe cele toate 27. Negre. Da. Și apoi le scoatem pe toate cele albe. Spre 5-6. Că așa. Iau una albă și uite dacă m-am pomenit cu toate cele albe spate. Și, normal, cum rămâne la roșii. Și dacă mai scoatem una, o să avem una roșie. Obligator, și 63 vor fi. 63. Dar tot atât de bine, puteai să ai varianta să le scoți pe toate cele roșii. Corect. Aha. La cele toate cele roșii da. Și toate cele negre. Da. Negre și atunci aveam, albă. Da, și asta e. Și asta da, este și varianta. Asta. Dar acum trebuie să gândim într-un fel în care să le surprindem pe amândouă. Sau asta, sau cealaltă. Da, sau deci, putem să mai avem o chestie. Atenție. Ia scuze. Dacă merg pe ghinionul 27 plus 35, care face cât acolo? 62. Și cu 63. Da. Deci există o dată 63 de încercări. Da. Sau o altă variantă. 27 plus 70. Da, 27 plus 70. Plus una. 97. Da? 98. Da. Sau... Ei, maximul dintre ele în loc. Da. Când mergem pe ghinionul, maxim. Deci... Adică luăm 98? 98, trebuie să gândim. Dacă vrei, dacă se pune așa, și una și alta. Sigur că da, în comparații. Ah, da, trebuie să luăm maximul. De ce? Cu 63 tot scurt. Pentru că... Da, tot scurt este și așa. Nu, dar scot singur. Am înțeles. Asta în condiții când ai avea baftă să te scoți pe celea, pe celea roșii pe toate. Da, dar de unde știi că nu le-ai scos pe cele albe toate? Păi nu, zic, dacă, le scot pe cele albe pe toate. A, dacă... că dacă le scot eu. Da. Acea 98, da, număr da, mai mare trebuie luat. Asta, asta e fain. Că așa e... Și aici trebuie să răspunzi numai 98. Nu mai nou. Așa are cumpărerea pe amândouă și așa. Corect. Sigur? Asta e mai. Acum am făcut problema din corect, discuția. Corect, când ai de ales din două, fii atent domn profesor ce spune. Uite că nu m-aș fi gândit. Când ai de ales din două variante, o alegi pe aia mai mare. Pentru că poate tu ești atât de ghinionist că le scoți pe toate alea roșii. Ce te faci? Sigur că
Aici e poanta. Ăla mai, cu număr mai mare. Da. Superbă intră. Da, nu m-aș fi gândit. Deci acum, practic acum, am reușit să facem din problema asta una mai frumoasă, mai interesantă, și mai dificilă. Și mai interesantă. Era, era așa. Da, să fii sigur că scos fie negre, fie albe, fie roșii, da. Nu? Da, 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 așa, dar una așa și una așa. Așa era. Să văd dacă e interesarea, ca să fii sigur că scos cel puțin una roșie și una neagră. Una roșie și una neagră. Da. Păi, ne imaginăm că, de exemplu, le-am scos pe toate cele negre, să spunem. Și facem... Una roșie și una neagră, te rog să fii atentă. Da. Și spunem că le-am scos pe toate cele albe și negre. Albe, așa. Deci, exact. Și... Albe și negre cât iese? 62. 62 și cu una 63, nu? Da. Bun. Și apoi putem să ne imaginăm că le-am scos pe toate cele roșii. Și pe toate cele albe. Aha. Și cât ai avea? Și roșii și albe. 105 și până 106. Da. Care e varianta care o alegi? 63 sau 106? 106. Da? Deci atenție, conte că e problema cu capcană frumoasă. Acum... Eu mai am una, bă, bună, dificultate. O secundă, mai vreau eu una. Tot aici. Care este numărul minim de încercări pentru a scoate două albe și una roșie? Două albe și una roșie. Da. Două albe și una roșie. Două albe și una roșie. Da. Păi, ne imaginăm că le scoatem pe toate cele... Negre. Negre. Da. Bun. De ghinionici, le scoatem pe toate cele multe. Roșii. Așa. Cât iese? Le-am scos. Câte? 70 cu 97? 97. 97 și 27. Și două albe, vrea domnul. 7... Nu, 99. Da? Că le-am scos pe toate cele negre, pe toate cele roșii, atunci rămân albele. Așa. Și-o scot. Sau e mult mai mic. Sau. Ne imagine. Le-am luat pe negre și albe. Da. Și ne dă 62, da. Și 62, 64. Una roșie, 63. Una se dă. 63, da. Da. Și 63 față de 99. Dar, din păcate, pe care europeanul mai mare. Așa. Am prins acum chestiunea. Și putem formula probleme de astea cu 3 albe și 2 exact. Roșii. Miliarde puteți forma. Da, pot putem forma probleme. Ideea ne interesează, că dacă ai aici a fost. Deci momentul frumos al exercițiului este acela în care înțelegem că mergem cu ghinion maxim. Corect. Da, ghinion maxim și atunci ce ne facem? Corect. Mai am o problemă? Da. Nu! E frumoasă, mai am zis că ne punem dificultate. Băi, da, și una tot trebuie să rămâne. Să vedem că am luat numai de la... camera. Da, am luat numai de la olimpici. Da. 43. Oprești? Oprești. Oprești, da. Da, mai bine să ne